un agente. Cap de treball. Așa. Luăm pe fiecare teren. Prima, de la care calcul 1 până la N, e... Ce e prima sumă, dacă ai calcul 1 până la N? Vine 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 1 plus N, e un... Hai să mă dăm S1, nu? S1 e egal cu sumă de la care calcul 1 până la N. Sumă de la care calcul 1 până la N din K. Desfășurat ar înseamnă că este egal cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus N și care face... N plus 1 plus 2. Corect. Asta e suma 1. Suma pătratelor de sub. S2. Pătrat. Din K pătrat. Pătrat plus 2 pătrat. Cât face asta? 2 în 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 2 Cum poți să dovedești că e corectă, da? Cum ai greșită noi și o să facem, o să o lovim acolo, așa? Prin inducție. Prin inducție, sigur că da. Și cel mai rapid încerci un pic verificarea. Da. Deci neștiind că este corectă, cum tu ai pus-o la întâmplare aici, încercăm prin inducție să facem. Deci pentru N egal cu 1, ce devine? N egal cu 1... Devine. 1... 1 pătrat. Egal cu 1 ori 2 ori... 3 de 6 egal cu 1. Așa. Adevărat. Pentru N egal cu 2? N egal cu 2. 2 la 2 egal cu 8. Nu-i 2 la 2. 1 la 2. 1 la 2 plus 2 la 2. Stim tot până acolo. 1 la 2 plus 2 la 2 egal cu 2 pe lângă 3. 2 ori 3. Ori 5. De 6. 5 egal cu 5, adevărat. Adevărat. Mai încerc și pentru N egal cu 3, să nu cumva să fie păcăleală. Egal cu 3 și bine. 1 la 2 plus 2 la 2 plus 3 la 2 egal cu 3. 3. 4, 4 ori 7 supra 2 supra 6. 6. 1 plus 4 plus 9, 13. 13 egal cu? 2, 14. Dar ce ne trebuie și pe 14. 14 egal 14. Da. E bine, da? Da. Deci ai spus, hai să scriem la tine, S1. Prima sumă S1 care este sumă de la K egal cu 1 până la N. La K egal cu 1. Până la N egal cu... Din K. Din K. N pe lângă N plus 1 pe 2. Asta n-am mai verificat-o, dar bănuiești că este corectă. Da? Este o progresie aritmetică. Progresie aritmetică. Primul plus ultimul, oricum. N cât pe 2. Da. S2. S2 asta pe care ai găsit-o acum. Egal cu 1. Mai repede lucră. Pătrat este egal cu... Totuși, eu n-am făcut decât verificarea, ar trebui să... Le spunem că ne spunem la pasul... Pasul K, le spunem acolo. Le spunem că P de K adevărat. P de K adevărat. Adică două puncte, ce înseamnă că e adevărat? Să scriem. Înseamnă că avem 1
pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat plus puncte puncte plus K pătrat este egal cu K pe lângă K plus 1 pe lângă 2K plus 1 plus 1 totul pe 6. Deci presupunem că BDK e adevărat. Și ne întrebăm, BDK plus 1 ar fi adevărat? Pasul următor o fi bun. BDK plus 1 o fi adevărat cu semn de întrebare. Adevărat cu semn de întrebare. Așa, o fi adevărat. Dar cine este ea? BDK plus 1 este, două puncte. 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat plus 1 pătrat plus K pătrat plus K plus 1 pătrat. Așa, K plus 1 la pătrat. Acolo te oprești. Când luăm de K, punem K plus 1, dar nu le pus pe lume în față. Da. Egal cu? K plus 1. K plus 1 pe lângă? K plus 2. K plus 2. Pe lângă 2K plus 3. 2K plus 3, tot asupra 6. E bine să scrie egalul ăsta mai jos, e corect așa. Sau altă dată îți trai de fracție în dreptul egalului. E bine, dar suma până la K pătrat, unde de desubt, este cea care am presupus că este adevărată pentru că am fi verificat până acolo. Deci cât este acolo, pune, chiar pune de desubt, cât este aici? K pe lângă K plus 1. Chiar spune, K pe lângă K plus 1, pe lângă 2K plus 1. Totul sunt, da? Și atunci B de K plus 1 devine. B de K plus 1, două puncte. Ce devine? 1 pătrat. A, da, da, da. K pe lângă K plus 1. Că e locuie bucata asta. Da. Lângă 2 K plus 1. Totul supra 6. Egal cu plus plus plus, plus K plus 1. La pătrat egal cu K plus 1. Mai minte, mai repede. Așa. Corect. Alegem la același numitor comun. Da, numitor comun este 6. Și atunci devine K. P de K plus 1 devine K pe lângă K, K plus 1. Pe lângă 2 K plus 1. Plus 6. Plus 6 pe K plus 1. Egal cu, nu mai pui supra 6, că e în numitor. Egal cu K plus 1 pe lângă K plus 2. Pe lângă 2K plus 1. 3. 2K plus 3. Da. Putem scoate, de fapt putem împărți pentru K plus 1 peste tot, K plus 1 cu pătratul și cu K plus 1. Așa și P de K plus 1 devine acum. K pe lângă 2K plus 1. K plus 1. Plus 6 pe lângă K plus 1. Capul 2 pe lângă 2, capul 3. Ce părere ai? Este aceea o identitate? Doar dacă ne desfacem. Doar că ne desfacem. 2 cap pătrat plus K. 2 cap pătrat plus K. Plus 6 K plus 6. Egal cum să mulțim 2 cap pătrat. 2 cap pătrat. Plus 7. 3 K și cu 4 K, 7 K. Plus 6. Este adevărat. Da, 2 K plus 3, 2 K plus 3, K plus 6 K. Deci rezultă P de K plus 1 care, da, pentru care aveai tu îndoieli, nu? Da. P de K plus 1 este acum adevărat. Nu? Deci P de K plus 1 este o, este o propoziție adevărată. P de K plus 1. Acum, te întreb, fără discuții, că în demonstrația lui P de K plus 1, de cine te-ai folosit? De P de K. Deci tu, practic, ai arătat P de K. Am dovedit că P de K implică P de K plus 1. Asta am dovedit. Deci am dovedit că P de K implică P de K plus 1. Deci totdeauna pasul din urmă îl sprijin pe următorul. Cu atât de noi cum am verificat până la 4, înseamnă că 5 e bun. 5 fiind bun, următorul e bun, 6 e bun. Și deci, în concluzie, absolut totdeauna este bine. Deci, P de N este adevărat. PDN este adevărată. Oricare ar fi. Oricare ar fi natural. Da? Oricare ar fi natural. Asta înseamnă că nu mai ai dubii asupra acestei formule și noi nu mai stai așa cu emoții, ci este acum o chestiune corect făcută.
am dovedit-o folosind principiul inducției matematice. Hai să vedem și cealaltă sumă, că trebuie. Zicem S3 egal cu sumă de la K egal cu 1 până la N, din sumă din K pătrat plus K. Care e sumă din... Sigur că da, sumă din fiecare egal cu sumă din K pătrat, plus sumă... Așa, sumă din K pătrat și egal cu sumă din fiecare, deci sumă din K pătrat cu sumă din K. Sumă din K pătrat, mai este N pe lângă N plus 1, pe lângă 2N plus 1, supra 6, plus suma cealaltă, da, amplific acolo, ia să vezi cât face, scoatem factorul cu N pe lângă N plus 1, da. Pe lângă 2 în plus 1. Hai, mai repede, mai repede la calcule. Poți să spun poți să spun da, că... Dar... N plus 1 pe lângă... N pe lângă N plus 1. Pe lângă 2 N plus 4. 4. Și este... Iar un 2 se simplifică cu 6. Și vine aici N plus 2. Da. N pe lângă N plus 1 pe lângă N plus 2 supra 3. Așa, îți spune și S3. S3 egal cu N pe lângă... Sumă de la K egal cu 1 până N de K pătrat plus K da. Egal cu N pe lângă N plus 1 pe lângă N plus 2 plus 3. Corect. Să vedem mai departe. S4. Sumă... S4, repede. S4, cât este? Scrie o cupă de S4. S4, pune, este egal cu? Sumă de la K egal cu 1 până la N din 2K minus 1. Da. Egal cu sumă din fiecare. Fiecare, egal cu sumă de la K egal cu 1 până la N din 2K. A egal cu 1 până la N din 2K minus sumă de la K egal cu 1 până la N din 1. 1. Egal mai departe este 2 în factor. 2 pe lângă... 2N pe lângă N plus 1, știu la ce crepe. Deci 2, înmulțit cu N pe lângă N plus 1, supra 2, minus? Minus N. Minus N. 2. Facem un N factor. Egal cu N lângă N plus 1, minus 1. 1. Egal cu N pătrat. N pătrat. Asta e S4. Da. Și S5, hai să scrie de desubt, S5. 5 egal cu sumă, dar K egal cu 1 până N, din 0. De 0. Din 0 este 0, sigur că da. Și S6. S6 egal cu sumă de la K egal cu la N din 3K minus 2 egal cu sumă de la K egal cu 1 la N din 3K minus sumă de la K egal cu 1 până la N din 2 egal cu 1 3 pe lângă N pe lângă N plus 1 pe 2 minus 2N. Așa. Și aduc acea ajutor și vine egal cu 2 3N pe lângă N plus 1 minus 4N totul pe 2. Scoatem un N factor, N pe lângă N pe lângă 3N plus 3 minus 4 totul pe 2 și egal cu N pe lângă 3N minus 1 pe 2. Așa. Și atunci poți să spui că ies matricea aceea care a avut-o de calculat, matricea sumă din AK, poate fi egal cu matricea, să spunem egal cu matricea, deci matricea, și să înlocuiește acum fiecare element. N pe lângă N plus 1 pe 2. Așa. Apoi. S2N. N pe lângă N plus 1. 2N plus 1 pe 6. Da. Apoi. S3N. N pe lângă N plus 1 pe lângă N plus 2 pe 3. Apoi S4. N pătrat. N pătrat.
0. Și ultima m minus 3n minus 1 n. Așa. Aceasta este matricea AK. Deci la prima chestiune am răspuns. Se dea matricea AK, se cere sumă din AK. Deci n-a fost nimic deosebit, ci pur și simplu să reținem că simbolul sumă se duce la fiecare element. De fapt, poți să adun două sau mai multe matrici, să adun elementele din poziții. Dar să adun înseamnă că vine sumă din K, sumă din K pătrat și așa mai departe. Deci asta a fost. Să trecem acum repede la celelalte ieșițiuri și anume să facem A la N. Deci avem matricea A, pe cum o și vedeți. A egal cu matricea unitate plus 1. Deci încerc să scrie într-un alt mod, da? Plus 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Matricea unitate de coordinatorie și matricea B. Deci A este scris într-un alt mod. A egal cu I plus B. A egal cu I plus B. A la N. Păi de aici scrie. A la N va fi egal cu A mare la N egal cu? Egal cu I plus B la totul la N. Așa. Egal cu combinări de N la de 0. După binomul Newton, de acuați. Plus combinări de N la de 1 I plus B plus combinări de N la de 2 I la N minus 1. Așa. I la N minus 2 B la a doua plus combinări de N la 3 I la N minus 3 B la a treia plus combinări plus combinări de N la N de la N. Aflăm cât face B la a doua. Da. B la a doua egal cu 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. B la 3 încolo de 0. Deci pentru el mai mare egal decât 3, da? Toți termenii dispar. Da. Și atunci poți să spun că este egal cu dedesubt I. Egal cu matricea I. Chiar scrie cine este I. Matricea unitate. Da. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Plus I ori B, I de B. Da. Dar mai ai combinări între combinări din latinul? El. Ian pe lângă B, care e 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, plus combinări de N la 2, N pe lângă N minus 1 pe 2. Ian pe lângă N minus 1 pe 2. Da. Din 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Trec pe tabla cealaltă. Așa, păi muncește, adună-i și nu dai răspunsul. A la N egal cu matricea 1, 0, 0, 1, 0 plus N, N plus 0, N, 0 plus N,
însă e într-un gen 1.2. Deci... 1.2 e... ce-am propus pe tablă. Da, acolo, sigur că mersul a fost foarte rapid, că prin ei am reușit să facem asta pe partea binomului Newton, da? Adică ce-am făcut aici? Am dezvoltat, am putut să scriem pe A ca fiind matricea unitate plus B și în dezvoltare I ori B e matricea unitate, nu are importanță în ce parte, cu mută, cu B și face totdeauna pe la 2, pe la 3, și ai observat că la un probleme B-ul este 0. Asta este, sigur. Asta este una din metode. Mergeți prin inducție. Da. Da? Tu ai aportat această linie. Te rog să vezi acolo ce ai de făcut. Da? Să vedem... să dăm cea mare 2 la x0, 3 la x, minus 1, 3 la x, b o aveai, ce o ai, și să găsească x și y, știm că are loc relația aceea. O matrice ori a, plus b ori matrice ce, egal cu matricea ce. Ce se poate că se înlocuiește? Deci, zice, 0, 1, hai de repede, deci mai cu curaj. 0, 1, minus 1. 0, 2 la x, 0, 3 la x, minus 1, 3 la x, plus b, 2 la y, plus 1, 0, 3 la y, 3 la y, plus 1, 0, 1, 0, egal cu 2 la 10, 6 la 10, minus 6 la 10, 3 la 10. Inițiem maticile. Da. 3 la x minus 1, 3 la x, minus 2 la x, 0, plus 3 la y, 0, 2 la y, 1, 0, 3 la y, 1, 3 la y, 0. Da, haideți să rămânem pe dată, să nu fi greșit colegul vostru. Deci a avut de mulțit 0, 1, minus 1, 0 cu matricea asta cu A. Și aici B-ul e locuit și mulțit. Și să vedem. Prima linie cu prima coloană, deci vine 0, 3 la x, minus 1, 1, corect. Aici îl mulțim 0 cu 0, 1, 3 la x. Minus 1, 2, minus 2 la x. 0. Minus 2 la x, 0 și 0, 0. Apoi, prima linie cu prima, 0. Prima linie cu prima coloană, 2 la y plus 1. Apoi, 3 la y minus 3 la y, vine asta cu asta. Da. 3 la y ori 0, 0, 3 la y plus 1 ori minus 1, face minus 3 la y minus 1. Da. Și, acum aceeași, aici face 3 la y. Da, 3 la y. Multe grijă că dacă zicem egal cu matricea 2z. 2 la z. Da, 6 la z. Da. Minus 6 la z. 3 la z. Așa. Și acolo adună-ne. Hai. 3 la x minus 1
la x plus 2 la y plus 1 minus 2 la x minus 3 la y minus 1 și 3 la y egal cu matricea 2 la z 6 la z minus 6 la z și 3 la z. Ca aceste două matrici trebuie să fie egale, fiecare element de pe care este egal. Deci acolo formez sistemul. Dar dacă sistemul? 3 la x minus 1, 3 la x minus 1 egal cu 2 la z. 3 la x plus 2 y plus 1 egal cu 6 la z minus 2 x minus 3 y la y minus 1 egal cu minus 6 la z și minus 3 la y egal cu 3 la z. Minus 3 la y? 3. 3 la y. 3 la y, da. 3 egal cu 3 la z. Deci două matrici sunt egale când elementele de pozițiile corespunzătoare sunt egale. Și a reușit acest sistem. Da. Da? Destul de interesant de sistemul ăsta. Hai să vedem. Y egal cu z. Din ultima rezultă că y egal cu z. Deci de acolo rezultă y egal cu z. Și oriunde vezi celelalte 3 ecuații, oriunde vezi, vezi y. Locuim cu z. Cu z. Și prin prima ecuație devine 3 la x. 3 la x minus 1 egal cu 2 la y. 3 la x plus 2 la y plus 1 egal cu 6 la y. Minus... scad un minus în față. Dar cum ți-ai scos cu minus 1? 2 la x. 3 la y plus 1 egal cu 6 y. Este, dacă vrei, cred că chiar învărat aici 3 la x? Da. 3 la x. X-ul ăsta spune că scrie foarte atent. Deci 3 la x plus 2 la y plus 1 egal cu 6 la y și 2 la x aici e 2 la x plus 3 la y, tot mai invers, plus 1, egal cu 6 la y. Fiind egal la un 2 cu 6 la y, poți să le egalezi pe astea două. Deci din ultimele două vei avea. Prima o copii. 3 la x. Minus 1 egal cu 2 la y. 3 la x plus 2 la y. Plus 1 egal cu 2 la x plus 3 la y. Plus 1 și da. X egal cu Y. Din unde ai X egal cu Y? Z egal cu Y. Z egal cu Y. 1 cu 1. 1 cu 1. Și iată, în clipa de față, sistemul devine. Deci, sistemul poți să scrie aici. 3 la X. Minus 1 egal cu 2 la Y. Da, 3 la x minus 1 egal cu 2 la y. Și 3 la x plus 2 la y. Egal cu 2 la x plus 3 la y. Cel de-al doilea, cea de-a doua ecuație. Astea sunt două ecuații, nu? În necunoscutele, două ecuații exponențiale. Ocazim de 3 la x, da? Poți să scoți pe 3 la x. 3 la y din prima este egal cu 2 la y plus 1. Da. Locuim la a doua. Și oriunde vezi 3 la x, pui. 2 la y plus 1 plus 2 la y egal cu 2 la x plus 3 la y. Așa. Ne ocupăm de ecuația asta. 2 egal de 2 la y vine. 2 ori 3 la y plus 1 egal cu 2 la x plus 3 la y. Aceasta din nou e cu două necunoscute, da? În cine 2 la y și în 2 la x și 3 la y.
sub ea poate să atașez 3 la x minus 1. 3 la x minus 1 egal cu 2 la y. Așa. Ia să vedem cum încercăm să rezolvăm pe asta. Deci 2 ori 2 la y plus 1 egal cu 2 la x plus 3 la y. Și 3 la x minus 1 egal cu 2 la y. Ce idee avem? E teamă să nu fi greșit un singur lucru. Dacă un x de ăsta l-ai făcut y, voi pe caietela să urmări cu atenție. Dacă un x de ăsta l-a făcut y, nu mai îmi dau seama. Știi, x-ul și y-ul la un moment dat l-ai putut mișca în fel și chip. Așa, sistemul ăsta este destul de interesant. Hai să vedem dacă ghicim soluția aici și să arătăm unicitatea. Ca x-ul să fie 1. 1, 1 merge? Da. Ia să vedem. 3 la 1 aici. 3 minus 1, 2. 2. 2 la 1, 2. Bun, a mers 1. Dar sus? Merge. Vine 4 plus 1, 5. Deci plus 3, 5. Așa. Să vedem că am ghicit soluția 1, 1. Ei, acum să încercăm aici să dovedim că nu are decât așa soluții. Deci, sistemul acesta, hai să-l aranjăm într-un alt mod. 2 ori 2 la y, ca scrie 2 ori 2 la y, minus 2 la x, minus 3 la y, egal cu minus 1. Și cealaltă, 3 la x, minus 2 la y, egal cu 1. Ecuația asta, 3 la x minus 2 la y egal cu 1, putem dovedi că de soluția care s-a găsit, x1 egal cu x, x0, să spunem. Egal cu y. Egal cu 1. Și y0 egal cu 1. Cu cât? Cu 1. X0 egal cu 1 și y0 egal cu 1. Putem arăta că nu există x0 mai mare ca 1 și y0 mai mic ca 1, soluție, nu există una mai mare și alta mai mică, și că nu există x0 mai mic ca 1 și y0 mai mare ca 1, soluție. Pentru că dacă ar fi soluție, s-ar deranja asta. Da. Când luăm x0 mai mare ca 1, 3 la x0 e mai mare decât 3 la 1, da. Și y0 mai mic ca 1 va fi asta cu mai mic, dar când mulțim cu minus 1 va fi cu mai mare și relația asta va da. Ia să vedem un pic aici. Șterge aici. Da. Deci rămâne să vedeți că niciuna din posibilitățile astea nu e bună. Una mai mare și alta mai mică este deranjată de cele două ecuații. Și va mai trebui ce variante de văzut. Care nu mai sunt de acceptat? X0 mai mare ca 1, Y0 mai mare ca 1, nu merge. Și alta, X0 mai mic ca 1 și Y0 mai mic ca 1. Să vă dovedesc cu un caz de ce să l analizăm, și anume, cum x0 mai mare ca 1, x0 mai mare ca 1, rezultă 3 la x0, da? 3 la x0, nu x0, să zicem x1. Da. Noi vrem o soluție alta decât x0. Deci, spune x1, x1 mai mare ca 1, 3 la x1, mai mare decât 3 la 1, e bază suplimentară. Da. Sensul inegalității se păstrează. Nu? Decât unul. Da. Decât unul, că astea sunt cele două. Iar de resurt, y1 fiind mai mic ca 1, la care te gândești tu, rezultă că 2 la y1, că 3 la 2, y1, mai mic decât că se păstrează. Da. 2 la 1. Da. Nu trebuie. O să mulțumesc pe asta cu minus 1. Și ai să ai minus 2 la y1 mai mare decât minus 2. Și dacă trai linii și la bun, vine 3 la x1 minus 2 la y1. X1 minus 2 la y1 egal. Nu, mai mare. Da. Mai mare. Și pe 3 minus 2, 1. 1. Deci cum trebuia să-ți dea? Trebuia să-ți dea egal cu 1. Da.
Unul egal cu unul, dar nu-l vedem. Dă-mă egal unul. Asta înseamnă că nu există. Deci nu există X1 mai mare ca 1, scrie. Nu există X1 mai mare ca 1. Și Y1 mai mic ca 1, soluție. Nu există așa o pereche. La auzi că nu există aici, da. Pentru că toată aceeași ecuație se deranjează. Da. Și probabil că celelalte două vor deranja pe prima ecuație. Și atunci care e singura soluție care e? X egal cu 1 final. Asta va să fie soluția. Sper că nu s-a greșit la vreo calcul. Și acum să mai vedem altceva, și anume... Iată, să spunem că avem următoarea ecuație de rezolvat. Deci, să se rezolve ecuația, determinant. 1, 1, 1, 2 la x, 3 la x, 1, 4 la x, 9 la x, 1. Deci determinantul ăsta egal cu 0. Ia să vedem. Păi ne dorim să obținem 0 pe minuscula. Da. Facem un nevot. Da. Da, nu se sizez totuși pe un determinant special ăsta. Da, aici e 4 la x ca 2 la x totul la 2. Așa. La x ca 3 la x totul la 2. La 2. Am înțeles, dar trebuie, poți să-mi dai răspunsul deodată cu cine este egal acest... Avem cunoscut acel determinant de tipul 1, 1, 1, A, B, C, A pătrat, B pătrat, C pătrat. Deci, acest determinant se cheamă determinant van der Mond. Da? Determinant van der Mond. Și el, știi deodată răspunsul, dar ca să te convingi tu cum să ajungi acolo, uite, hai să obținem 0 pe prima linie, deci o luăm pe asta de lucru și zic, prima coloană, 1 A, A pătrat, 1, coloană, coloană. Da, 1 A, A pătrat. Așa, apoi 0, vom înțelegi cu minus 0 și vine B minus A, și B pătrat, minus A pătrat. Apoi, dincolo. 0. 0. C minus A. C pătrat minus A pătrat. Da. Și egal mai departe, termina și coloana lui 1. Și egal mai departe cu B minus A. Așa. Și egal cu B pătrat minus A pătrat se scrie la rândul B minus A pentru că B plus A. Deci egal cu dedesubt, cu determinantul. B minus A. C minus A. C minus A. B minus A. B minus A. Corect. Și C minus A. Lângă C plus A. Așa. Determinant. Și egal mai departe, de pe prima coloană este B minus A. Deci egal cu B minus A, în paranteză, pe lângă, de pe coloana a doua rămâne, iese C minus A, determinantul, 1 B plus A, și 1 C plus A. Așa. Și egal mai departe, scoatem, dezvoltăm acum, egal cu B minus A pe lângă C minus A, pe lângă C plus A, C plus A minus B, nu, păi dezvoltăm. C plus A, deci pui paranteza, C plus A, minus B minus A. Și egal cu dedesubt B minus A, pe lângă C minus A, C minus A, C minus B. Pe lângă C minus B. Ia uite, uite, de acum înainte, nu o să mai uiți niciodată un determinant de tipul ăsta. Să zice că e determinant, deci van der Mond, și dezvoltarea lui este următoarea. Literele sunt în ordine A, B, C. Și valoarea lui este, din B se scade pe A, B minus A. Este B minus A? Da. Pe
pe lângă, din C se scade pe A și se scade și pe B. Vă zic că merge cu un pas și scazi toate literele din fața asta. Deci, determinantul ăsta, de acum știu sigur că este egal cu B minus A, pe lângă C minus A, pe lângă C minus B. C minus B. Dacă am să dau un determinant de model în 4, 1, 1, 1, 1, A, B, C, D, A pătrat, B pătrat, C pătrat, D pătrat, A la a treia, B la a treia, C la a treia, D la a treia, acest determinant vine egal cu B minus A, pe lângă, C minus A, C minus A, C minus B, C minus B, lângă D minus A, D minus A, lângă D minus B, D minus B, pe lângă D minus C. Iată valoarea determinantului van der Mol, ca să nu mai muncești. Da. Să-i sizezi din forma asta? Da. Nu mai muncești, dai de altul răspunsul. Da. Iată aici, dacă tu sesizai că e determinant van der Mol, spuneai deodată că ăsta e A, B, C. Da. Și aveți să spui 3 la X minus 2 la X, pe lângă 1 minus 2 la X, pe lângă 1 minus 3 la X. Deci care este valoarea deodată? Deci, 3 la X, X minus 2 la X, pe lângă 1 minus 2 la X, 1 minus 3 la X egal cu 0. Și un produs egal 0 și fiecare egal cu 0. Da. Deci vin de acolo 3 la X minus 2 la X egal 0. Asta înseamnă că X egal cu 0. Da. Deci nu are altă variantă. Și cealaltă, 2 la X egal cu 1. 2 la X egal cu 1. X egal cu 0. Tot cu 0. 3 la X egal cu 1, paranteza cealaltă. X egal cu 0. Înseamnă că toate conduc pe singura soluție X egal cu 0. Deci așa asta a fost, unde M este un număr real. Și să se găsească M, prima întrebare, A mic, M egal cu cine, așa încât M să fie inversabilă. Așa încât A mare, așa încât A mare inversabilă, oricare ar fi X real. Matricea să fie inversabilă, oricare ar fi X real. B, B, este următoarea. Să găsească M, M egal cu cine, așa încât A la minus, A mare la minus 1 să fie egal cu A junta și 5X să fie egal cu 3. 5X egal cu 3. Să vedem. M astfel încât A inversabilă, oricare fixă. Da. Cât de matrice inversabilă? Când determinantul diferit de 0. Exact. Spune A inversabilă, sau să fie așa, există A la minus 1, există A la minus 1, dacă și numai dacă, drept de A, diferit de 0. Pentru că noi știm de ce. Da. De ce A la minus 1? A la minus 1 egal cu 1 supra D de A, ori A cu ori matricea A la minus 1. Și acum se dă drumul la lucru. Facem determinantul. Da. Faptul X minus 3 plus X la a doua M minus 6X plus 2m minus x pătrat. Toate factorurile. Facem în funcție de x. Așa. Deci egal cu... ordonăm, da? Da. X pătrat pe lângă. X pătrat pe lângă m minus 1. Corect. 4x minus 6x minus 2x. Minus 2x. Minus 3. Plus 2. Minus 3 plus 2. Trebuie să fie diferit de 0 asta. Da. Deci diferit de 0
Deci 0 nu e egal cu 0 sau vedem ce valori nu trebuie. Dar o secundă. Când nu s-a anulat niciodată? Când nu are rădăcini, patru cuvinte? Când nu are rădăcini? Păi, ia să vezi. Tu le-ai spus că o egalezi, da? Da. Ia te egalează. Ce înseamnă? X pătrată lângă... Deci, vedem doar la situații. M minus 1, minus 2X, minus 3, plus 2M. Egal cu 0. Facem delta. Deci când... fii atent aici. Da. Că tu ai o ecuație, dar trebuie să interpretezi bine situația. Deci determinantul este o ecuație de gradul 2. Da. Și trebuie să se întâmple, uite ce spunea, să existe A la minus 1, indiferent de ce X spui acolo. Da. Adică să nu se anuleze niciodată. Să nu fie egal cu 0 niciodată. Să nu există niciun X real încât să fie egal cu 0. Deci da. Când o ecuație de gradul 2, spune aici, nu are rădăcini reale. Când nu are rădăcini reale? Când X-ul... Deci asta este diferit de 0, oricare ar fi X real. Totdeauna, deci diferit de 0, totdeauna. Dacă soluțiile sunt mai mici ca 0. De ce? Deci era delta mai mică. Delta, asta e altă ceva. Deci, când aveai soluții, când delta era mai mare ca 0. Și nu ai soluții, nu există niciun X real, când delta, deci, e diferit de 0 care este dacă și numai dacă, delta e negativ. Deci asta înseamnă că niciodată nu ai o valoare care să fie... Dacă delta e negativ. Dacă delta e negativ. Da. Că dacă delta e negativ, când zici X1, 2, egal cu radicalul din minus delta, nu poate să fie, nu? Nu merge real. Așadar, delta mai mic strict decât 0. Și vezi când este delta. Calculează. Delta cine este? Delta egal cu... Delta egal cu B pătrat 4. Da. Minus... 4 pe lângă... 4 ce? Da. 4 pe lângă... E minus 1. Pe lângă minus 3 plus 2M. Egal cu 4 pe lângă, scoate un 4 în factor. 4 pe lângă 1 minus M minus 1. În paranteză, pe lângă... Lângă minus 3 plus 2M. Egal mai departe, e paranteză dreaptă. Acum 4 pe lângă. 1 minus M plus 3M. Plus 3M. Minus 2 pătrat. Da. Da. Minus 3. Minus 3. Și plus 2M. Plus 2. Plus 2. Și egal. Mai departe cu 4. Pe lângă. Pe lângă. Minus 2M pătrat plus 5M minus 2. Deci delta e 4 pe lângă minus 2M pătrat plus 5M minus 2. Care trebuie să fie mai mare pe 0. Mai mic ca 0. Deci spunem, există A la minus 1, există A la minus 1, dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. Paranteza, ce mai există decât 0? Adică minus 2m pătrat plus 5m. Deci există la minus 1 oricare ar fi x real. Da. Există la minus 1 oricare ar fi x real. Că așa a fost formulat. Da. Vedeți, oricare ar fi x real. Tocmai formularea aceea contează foarte tare. Dacă minus 2m pătrat plus 5m minus 2, mai mic ca... Minus 2 mai mic ca 0. Așa. Are interesat o inecuație de gradul 2. Egalăm cu 0. Găsim cu 0, rădăcini, tabelul de variații. Deci minus 2 împătrat plus 5 e minus 2. Egal cu 0. Da. Delta egal cu B pătrat 25 minus 4, 4, 16. Delta egal cu 9. M1 egal cu minus B minus 5. Minus radical din delta minus 3 supra 2 minus 4. Egal cu minus 8 supra minus 4, 2. Și M2 egal cu minus 5 plus 3 supra minus 4 egal cu minus 2, 1 pe 2. Deci există A la minus 1 când M e 2 și 1 pe 2. Deci M e 2 și 1 pe 2. Tabela de variație a semnului?
plus 5 M. Minus 2. Da. 1 pe 2. 1 pe 2 mai întâi și pe urmă 2. Între de 5. 0. 0. Plus. Și opus la plus. Da. Minus. Minus. Deci când M aparține de la minus infinit la 1 pe 2. Exact. Deschis. Reunit cu 2 plus infinit. Asta este. Deci la întrebarea cine este M în care să se întâmple chestia asta, răspundem. Răspundem dreptul pe ea. Rezultă M aparține intervalului. Intervalului minus infinit 1 pe 2. Da. Reunit cu 2 plus infinit. Exact. Haideți să mai vedem o încă dată. Din ce știm, o matrice este inversabilă, adică există A la minus 1, numai dacă determinatul său e diferit de 0, pentru că aici determinat e un număr real, sigur, și dacă ar fi 0, împărțirea la 0 nu are rost și atunci ar trebui să fie dificilă. Și ca să existe A la minus 1, trebuie să fie ăsta 0. Dar la autorul spune, zice, să existe indiferent de X real. Și noi am calculat delta. Am calculat determinatul, a fost o ecuație de gradul 2, ecuația asta, sau relația asta, nu trebuie să fie 0 vreodată. Da. Deci cum trebuie să fie? Diferită de 0 tot timpul, indiferent de X. Da. Real. Asta. Deci să fie diferită de 0, indiferent de X real. Adică să nu existe un X pentru care să fie egal cu 0. Da. Să nu existe X real. Și X real sunt rădăcine. Da. Cu adică vinde ecuația să nu aibă rădăcine. Da. Real. Și când nu are rădăcine egal? Delta e negativ. Delta e negativ. Și când a calculat pe delta acestea, a însemnat relația aceasta, nu? O altă inecuație de gradul 2 în M, da. Negativă, cum să stabilească semnul? Stabilește semnul? Vedeți că se rădăcine, dar nu și-am rezolvat problema. Deci, iată, a fost destul de interesantă formularea și am reușit să o facem, da? Aceste chestii. Acum să trecem la punctul B. Felul să fim foarte atent acolo. Ce spune autorul? E egal cu 1. Deci dacă nu e egal cu 1, poate nu-i delocuiește acolo cu, pe el cu 1, în matrice. Ai nici 1, nu? Nu. Nu. Dar A devine. Pentru M egal cu 1, matrice A devine. 2X, 3, 1, 2, 1, X, minus 1, X, astfel încât A... Da, dar punctul B, ce am spus, ia să vedem. Să nu greșim. Cine este M? Nu tot semn de întrebare. Deci cine să fie M? Cine să fie M? Așa încât două condiții să fie îndeplinite. Da. A la să nu fie egal cu A și 5X plus. 5X egal cu 3 M. Asta este. Ar trebui să traducem condițiile. Ce înseamnă A la minus 1 egal cu A? Adică A la minus... Deci de A să fie 1. Da, de A să fie 1. A la minus 1 egal cu A. Adjunct. A la minus 1 egal cu A din relația asta. Înseamnă de A să fie egal cu 1. 1. Deci, ia să scrieți. A la minus 1 egal cu A echivalent. De 1 pe de A egal cu 1, nu? Adică de A egal cu 1. De A egal cu 1. Adică A egal cu... D de A egal cu 1. Ei, dar D de A noi am făcut... cât era partea D de A? Minus... Vă rog să-mi spuneți, era în X pătrat organizat. Da, X pătrat pe lângă. Scriem D de A egal cu X pătrat pe lângă... N minus 1. Da. Minus 2X. X pătrat pe lângă... M minus 1. Da. Minus 2X. Da. Plus 2 minus 3. Plus 2 minus 3. Egal cu 1. Egal cu 1. De ce? Da. Egal cu 1. Și... Deci avem o primă relație în X și A și M egal cu 1. Să scriem aici. Să scriem X pătrat pe lângă încă o dată. X pătrat pe lângă M minus 1 minus 2X plus 2 M minus 3 egal cu 1. Și de desubt atașăm sub ea, formăm un sistem. Tot aici. 5x egal cu 3m. Iată că s-a format o sistem de două ecuații cu două necunoscute, în x și în m. Da. Cum procedăm? Substituție.
sigur că da. Spatem pe X. Spatem pe X din al doua. X e egal cu 3M pe 2. 3M pe 5. 3M pe 5, da. Și oriunde vedem X, punem. 3M suprat 5 la pătrat. Corect. Pe lângă M. Minus 1. Minus 2. 6M pe 5. Da. 6M pe 5. Plus 2M. Minus 3. Egal cu 1. 9M pătrat supra 25 pe lângă M minus 1 minus 6M pe 5 plus 2M plus 2M minus 4 egal cu 0. Ducem aceeași multă comun 5 5 25. 9M pătrat. Dar care e 25. Și ai 2M acolo, dacă amplifici cu 25, îți dă 30. Îți dă 50. No. Dar nu contează, pe numitorul nu interesează. 25. Minus 30. Plus 50 M minus 100 egal cu 0. 1 M la 3 minus 9 M pătrat minus 30 plus 20 M minus 100 egal cu 0. Bun, dușești. Și luăm în ordine de scris, tot divizorul e 200. Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus care? 5, plus minus 8, nu este 8. 8 este? Nu, 10. Plus minus 20. Plus minus 25, da? E 4. Da. Plus minus 50 și plus minus 100. Deci rădăcimile trebuie să găsesc printre divizorii în termen liber. Printre ei. Să începem. Începem cu 1. Coborăm termenul liber. Da. Primul termen scopar, 1, 9, 9 și minus 9, 0. 1, 0, 0 și 20, 20. 1, 20, 20. Face minus 80. N-a mers. Trebuia să-ți dea 0. Tăiem pe asta. Cu minus 1 să încercăm. Minus 1. 9. 9. 9 și cu minus 18. 18, 20, 38. Nu merge. Nu merge. Dar să se intre că nu merge. 2. 2. 9. 18 și minus 9. 18, 38. Nu merge. Nu merge. Minus 2. Minus 2. 9, minus 18 și cu minus 9, minus 27. Da. 27, minus 2, minus 54. 54, 274. 74, nu merge. Nu merge. 4. 4. 9, 36, minus 9, 27. Da. 4, 2, 7. Gata, se simte că zice bun. Dar de fapt cu plus 4 sau 5 sau 10 nu mai încercăm de acolo. Vedem că merge foarte urât. Minus 4 să vedem. Minus 4, 9.
minus 3, 6, minus 4, 5, minus 4, 5. Plus 4, 4, 4, 16, 9, gata, s-au dus peste sute. Că noi controlam cu ce avem la sfârșit. Gata. Nici minus 4, minus 5, minus 10, nici vor nu merge. În concluzie, în clipa de față, nu avem nicio rădăcină întreagă. Deci întregi nu. Și acum căutăm să formăm toate fracțiile care au la numărător divizorii ăștia, iar la numitor divizorii 9. Deci punem toți ăștia supra divizorii 9, care înseamnă plus minus 1 pe 3, plus minus 1 pe 9. Da. Da? 3 și 9. Plus minus 2 pe 3, plus minus 2 pe 9, plus minus 4 pe 4 pe 3, plus minus 4 pe 9, plus minus 5 pe 3, plus minus 5 pe 9, plus minus 10 pe 3 și plus minus 10 pe 9. Și continuăm așa toți, așa până când formăm toate fracțiile posibile. Și începem să schimbăm ordine cu fracțiile acum. 1 pe 3. Da, 9 coboară. 3. Deci 3 și cu minus 9. Minus 6. Așa, 1 pe 3 minus 6. Minus 2. Minus 2 și plus 20. 22. 1 pe 3 ori 2 ori 2 nu mai merge. Nu. Când, nu, când ajungi la o fracție, da, te oprești. Da. Acum care? Minus 1 pe 3. 9, da. Minus 3, minus 9, minus 12, da. 4, 4 și 20, 24, 8, 8, minus 8, și minus 108, minus 108, n-am zis, 1 pe 9, 9, 9, 1 și cu minus 9, minus 8, minus 8 pe 9, deja, nu mai, gata, s-a oprit, minus 1 pe 9, minus 1, da. Minus 10, fracții, minus 10 pe 1. Da? Hai. 2 pe 3. 9, 3, 6, 2, minus 3, minus 2, 18, 6, 3 cu 12, minus 89. N-am ajuns. Continuăm. Minus 3. Pune-i deasupra acolo ca să-i urmărești. 9. Minus 9. 20. Minus 100. 9. 3 minus 6. Minus 15. Minus 5, minus 2, minus 10, 10, nu mai merge. Deci minus 10. Ia-mă încă o dată. Deci, ai zis 3 cu 9, 3, da? Da. Minus 6, cu minus 9, minus 5, 3, minus 5, ori 2, minus 10. Nu, cu minus cu minus, 10, cu 10, cu 30. 30. 30 ori, la 30, ori minus 2, minus 20. Da. Cu minus 100, minus 120. N-am mers. 2 pe 4, 2 pe 9. 2 pe 9. 9, 2, minus 7. Da. Nu mai. 4 pe 3. 4 pe 3. 9, coboară. 9, 3, 12, 3, 3 cu 3, 4, 20, 24, da. 3, 24, 8, 32, minus 100, 70, 68. Da, n-am mers. Minus 4 pe 3. Da. 9, 3, minus 12, minus 21, minus 7, 28, 40, 48. 48. 3 cu 48, 16, ori minus 4, minus 64, minus... Minus 164, n-am mers. 5 pe 3. 5 pe 3. 9, 15, minus 9, 6,
3, 6, 5, 10, 30, 3 ori 30, 30, 10, 50, minus 100, 50, minus 50. Minus 50, n-am mers. Minus 5 pe 3. Minus 5 pe 3. 9. Minus 15, minus 24, 8, minus 8. 8 ori 5, 40 și cu 20. 60. 60, 3, 60. 20. 20, minus 100. Minus 100. Cu minus 100 face minus 200. Aproape. Da? Minus 5 pe 3 n-am dus să meargă. Mai vedem o dată să nu fi greșit. Nu cred că greșim. Deci 9, 3 pe 9, 3 ori 15, minus 15. Nu, că e coborât 9. Da. 3 cu 9 vine minus 15 și cu minus 9. Minus 24. Minus 8. Minus 8. Minus 5, 40 și cu 20, 60. 3 cu 60, 20, da. 20, minus 5, 40. N-am mers. Poate e la 5 pe 9. Să vedem. Da, 4 pe 9. Ia, dar nu cred că 4 pe 9 v-ați dat, încearcă să nu greșim. 4 pe 9. 4 pe 9. Da. 9, 1, 4, minus 5. Minus 5. Dar nu mai vine. Cum nu mai spuneți că n-aș știți că mă văd. Minus 4 pe 9. 9, minus 4, minus 13, nu merge. Nu merge. Șterge ce ai încercat acolo și să continuăm cu... Și suntem la pe 15? 9. 9. 5 cu minus 9, minus 4. Minus 4. Gata, nu merge. Minus 5 pe 9. 9, minus 5, minus 14. Da, nu merge. 10 pe 3. Hai să vedem, 10 pe 3. 9, 30, minus 21, 7, minus 7, minus 70. Și cu 20. Minus 50. 50. Ah, nu. No. Salut. Minus 10 pe 3. 9. 3 minus 30. Minus 39. 13. Minus 13. 130. 110. Nu, 10 pe 3. 20. 10 pe 9. 10 pe 9. 9. 10. 1. Nu merge. Minus 10 pe 9. 9. Minus 10, minus 9. 10. Ce am urmat acum? 20 pe 3. Pe 3. Ori 20, facem 100 și nu? Da. 9, 20 pe 3. 9, 3, minus 60, minus 69. Minus 23, ori minus 20. 400.
60. Haideți să încercăm cealaltă ecuație să vedem. Poate asta merge mai greu, observăm, l-am încercat, pentru că am văzut destul de rădăcini, n-am găsit. Hai să-l scoatem pe m de acolo. M egal cu 5x pe 3. M egal cu 5x pe 3. Deci de acolo repede. Hai. Și vine x pătrat pe lângă, nu, pur și sistem. X pătrat pe lângă 5x pe 3 minus 1 minus 2x, da, plus 2 5x, 10x pe 3 minus 4 egal cu 0, da, minus 3 minus 1 minus 4 egal 0. Și vine ia să vedem cât vine acum x pătrat pe lângă 5x minus 3 pe 3 totul pe 3, mai pun în paranteză, minus 2x plus 10 10x, cred că a fost 10x, da? 10x pe 3 minus 4 egal 0. Și în aceeași mântură. Da. 3. Și vine 5x la a treia mulțim. 5x la a treia minus 3x pătrat minus 6x plus 10x minus 12 egal cu 0. 5x la a treia minus 3x la a doua plus 4x minus 12 egal cu 0. Plus 4x minus 12 egal cu 0. Și să încercăm ecuația asta, poate vezi mai puțin divizori, uitați, 12, nu sunt atât de mulți. Sper să... Acolo avem oricât de căutat și... Iată, n-am fost inspirați, noi am avut valorul lui M deodată. Și de ce era la ecuația în M? Așa, ecuația asta mix, acum se pare că va fi mai ușurică, dacă nu s-a greșit la calcul pe undeva. 5x la 3-a, deci coeficienții sunt 5, minus 3, 4 și minus 12. Divizorul 12 sunt plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, doar 4, 6, 6 și 12. Începem. Cum? 1. 5. 5, 2. Da. Și cu 2. Și cu 4. 6. 6 și cu minus 12? Minus 6. Minus 6. Da, mai. Minus 1. 5. Minus 5, minus 8. Da. 8 și cu 4. 12. 12. Minus 12, minus 24. Merg mai departe. 2. 5, 10, 7, 14 și cu 4, 18. Da, cu 12. Dar acum vedem. Cu cât de la 2 încolo nu o să mai pare. Cu minus 2. 5, minus 10, minus 13, 26 și cu 4, 30. Nu, nici. Nici cu minus nu o să meargă. Deci, nu mai încercăm minus 3, 4, 6, 12, că o să crească din ce? În ce mai mult. Și acum sunt o fracție toate. Plus minus 1 pe 5, plus minus 2 pe 5, plus minus 3 pe 5, plus minus 4 pe 5, plus minus 6 pe 5, și plus minus 12 pe 5. Să vedem. 1 pe 5. 1 minus 3. Minus 2. N-am mers. Minus 1 pe 5. Minus 1 pe 5. 5. Minus 1, minus 4. N-am mers. 2 pe 5. 2 pe 5.
5. 5, 2, minus 1, nu mai. Minus 2 pe 5. Da. 5, 5, minus 2, minus 5. Da. 2 și 4, 6. Stop. 3 pe 5. 3 pe 5. 5, 5, 5, 3, 0. Da. 0, 4, 0. 4, nu. Minus 3 pe 5. 5. Da. Minus 3, minus 6. Nu mai. 3 pe 5. 4 pe 5. 5. 4, 1. 4, nu mai. Hai să vedem mai. Da, minus 4 pe 5. Da, șterge acolo. Minus 4 pe 5. 5, minus 4, minus 7. 92. 6 pe 5. 5, 6, minus 3. 3. Minus 6 pe 5. 5, minus 6, minus 9. Da. 5, 12, minus 3, 9, minus 13, 5, 5, minus 13, minus 15, 36, 40, 40, 8, minus 12, 10. Chestiunea este că nu găsim soluții. Acum mă gândesc că fi greșit la determinantul acela. Am găsit la minus 1. Poți? Am găsit. Nu am găsit. Nu am găsit o valoare. La minus 1. Nu merge la minus 1, ia să mai vedem. Minus 1, da? Dar nu găsit minus 13. Da, și de minus 24. Nu mai la minus 1, că dacă mergea orice în București, nu? Același caz care a fost și minus 100 minus. Da, da, da. Și acum mă gândesc că e posibil să fi greșit la dezvoltarea determinantului. O înseamnă dacă e greșit acolo, o să o stăca tot. Hai să mai vedem un parat, determinant de A. Deci ștergem și căutăm în greșeala. Vedeți, am muncit, dar nu găsim rădăcinile. Că sigur are rădăcini ecuația asta de gradul 3. Nu cabe discuții. Prea apropiat este acolo semnul acela când se facă minus plus. De două ori și la M și la asta am mix. Deci, încă o dată, 4, s-au dus de determinantul, hai, hai. 2, X, 3, 1, 2, 1. M. M, M, M. M, X, minus 1, X. X. Da, 4, X. 4, X. Minus 3. Da. Plus 3, M. Plus? 3, M, X. Nu, 3, M, mă. Mx pătrat. Păi paralel, da. E mx pătrat. Da, mx pătrat. Minus secundar a minus 6 x. X. Plus 2m. Plus 2m. Și? Minus x pătrat. Minus x pătrat. Egal cu x pătrat pe lângă. E minus 1. E minus 1. 4x minus 6x minus 2x. Minus 2x. 2m plus 2m. Minus 3. Plus 2m. Minus 3. Așa a dat și nu. Așa a dat? Da. Și vine x pătrat pe lângă e minus 1 minus 2x plus 2m minus cât? 3. 3 minus, minus 4. Minus 4 egal cu 0. Așa e, așa e ecuația. Și aici, dacă m-am uitat, și 5x egal cu 3.
Am găsit la evaluare ecuația și astea, nu cred că am găsit. Ori e X, ori ne-am trebuit făcut asta. Și nu mai am văzut că numele sunt mai mici în X. Deci ce am făcut? Am scos pe M egal cu 5X pe 3. Ia mai uite, să ne mai uităm o dată. Bine. X pe 3. Pe lângă. 5X pe 3. Minus 3. Da. Așa. Minus 2. Corect. Plus 10X pe 3. Da. Minus 4. Da, cu 0. Aici cu 3. Și cu 3. X. 5X la 3. 5X la 3. Minus 3X la 2. Plus. Nu, minus 6X plus 10X. Deci egal cu 0. 5x la 3 minus 3x la 2 plus 4x minus 3, 10 egal cu 0. N-am mai și deloc. Da, așa. Deci este 5x la 3 minus 3x pătrat plus 4x minus 12 egal cu 0. Ecuația asta are sigur, sigur, cel puțin o rădăcină reală. Acum, rădăcine sunt iraționale. Eu nu cred că autorul a făcut o rădăcină, o lăsat, o rădăcină cu radical, de aceea foarte urâtă. Ia, în mod normal, ar trebui să, așa cum am mers până acum, când am lucrat acolo, mi-a dat frumos, sper și aici să dă tot la fel. Mai vedem o dată, am greșat rădăcini. Deci divizorile 12 sunt plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, 6 și 12. Hai să mai luăm o dată, rădăcine 3 și acționare. Trebuie să reușim să găsim ceva. Nu se poate să... Lasă și cum. Dar acum să încerc să mă uzem o greșeală. Bun. Da, 1. 5 minus 3, 2. 2 și 4, 6. Eu nu știu când să știu. 6. 10 minus 1, 6. Minus 1, 5, minus 5, minus 8, 8 și 4, 12, minus 12 și 12, minus 24. 2, 5, 10, 7, 27, 14 și cu 8, 18, 4, 18, 3, 6, minus 24. 24. Minus 2, 5, minus 10, minus 13, minus 13, 26, 30, minus 60, minus 70. T, 5, 15, 12, 36, 40, nu merge, dă prea mare. Minus 3, minus 5, minus 15, minus 18, 54, da. 54, 58, minus, de prea mare, 3, 4, 5, 20, 17, 4, 68, 72, 6, 5, 30, 27, 6 și 27, 100, 104, 160, 162, și cu 466. O, gata, se vede că dumneavoastră poziție te scoate în mână. Și cele negative? Minus 6. Nu, am de luat tot timpul și cele negative, te scoși la ce da. Deci nu, soluția e totuși la fracții. Deci să vedem fracțiile, neapărat la fracții personale. Deci divizorii de mânuri, pe divizorii pe jurul de grație mai n-am. Nu, nu, nu dă nicio... Nu dă. Ne dă la prima, e mai aparține minus infinit 1 pe 2, unii cu 2 plus infinit. Deci la punctul A, avem, dar punctul B nu dă nimic. Deci n-am ce să vă spun. Deci v-ați și noi.
Nu, nu, trebuie să, să mai insistăm un pic, poate noi nu suntem atenți. 1 de 5. 1. 5. De 5. 1. Minus 2. Nu. Minus 1 pe 5. 5. Minus 1. Minus 4. 2 pe 5. 5. 2. Minus 1. Minus 2 pe 5. 5. Minus 2. Minus 5. 5 cu 1 pe 5. Minus 1. Minus 2. 6. Nu. 2 pe 5. 3 pe 5. 5. 3. 0. 0. 4. Minus 3 pe 5. 5 minus 3 minus 6 5 4 pe 5 5 4 4 1 minus 4 pe 5 5 minus 4 minus 7 Nu are cum să dea la 5 la 5. Deja, la numele niciuna, nu? Autorul ăsta văd că ne-a băgat într-o învărgătoră mare aici. Dacă... Nu, egalitatea asta ce? Nu, dacă A la minus 1 egal cu A la jumătate, DTA trebuie să fie egal cu 1. Noi am gândit bine aici. DTA egal cu 1. Și asta ne-a condus spre ecuația asta în X și M, cealaltă în X și M. Din păcate, mă face să cred că nici el n-a putut să găsească X-ul și M. Da? Deci, a ajuns la concluzia că ecuația aceea nu-i poate găsi soluții și n-a putut da niciun răspuns. Acum, dacă voi ați fi la... am fi făcut mai târziu chestia asta, să spun, după ce facem derivata, v-aș putea spune că pot bănui, pot afla că câte rădăcini are ecuația asta, pot să știu câte are ori una, ori trei. Că ea fiind integrat din par, are ori una, ori toate trei rădăcini reale. Însă, n-am supus să le aflu cu precizie. N-am supus. Adică doar bănuiesc că sunt pe aici, dacă sunt cu radical numele de aceste iraționale, nu le poți găsi. Schema lui omului e foarte drăguță cu noi. Iar eu oferă posibilitatea să găsim rădăcinile doar între aici și o fracționare. Altceva nu mai pot găsi. De rădăcini cu radical, rădăcini iraționale, nu le pot descoperi. Deci, din păcate, am reluat odată de două ori, am sperat să fie o greșeală, dar nu e nicio greșeală, pentru că în primul caz din discuția aceea răspunsul e corect. Deci n-am greșit noi. Mai mă gândesc, mai mă gândeam că eventual ți-i un semn aici la matrice, dacă e dat un element altfel cu minus ceva acolo, s-a stricat toată ecuația. Dar nu vedea niciun caz. Dar nu-mi dădea răspunsul de aici. Da. Deci faptul că îmi dă răspunsul așa, mă face să cred că aici așa l-a luat. Da. Însă el n-avea cum să anticipeze. Să spunem situația care nu se rivește aici la un moment dat. Eventual, ar lua și el 5x egal cu 3m, dar dacă lua egal cu 2m sau știu eu, poate ar fi mers. Dar n-a mai revenit asupra calculului, sigur, s-a ajunge la ecuație, dar care doar atât să spunem. Nu putem găsi valorile lui M cu precizie. Ci mai târziu putem afla cam pe unde sunt acestea și câte sunt. Dar mai târziu nu. Schema lumea este capabilă să ne ajute, doar pentru rădăcinile între aici, care înseamnă printre divizorii în termenul liber și rădăcine fracționare. Mai mult, gata, și ea spune, atât am putut să fac pentru tine. Mai mult nu te pot ajuta. Rădăcine iraționale nu se mai pot găsi decât rădăcine raționale sunt niște formule speciale pentru ecuația de gradul 3, dar nu are rost. Sunt tot numere cu radical de ordin 3, Nu e cazul să ne ducem până acolo. Atâta puteți face mențiunea că ecuația, nu putem găsi rădăcinile, dar măcar un A are. Măcar un M A. Nu putem găsi rădăcinile cu precizie, sigur.
fiindcă scaunul fără este depășită. Ea nu mai poate face față la solicitările noastre acum. Așa, ca temă pentru... Iată că în ședința de azi am reușit să vă fac o, am reușit să vă...